Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Lumința Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Alături de noi astăzi se află invitat în studio domnul Eduard Grama, administrator public al municipiului Călăraș. Bună ziua, domnul Grama, și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Să precizăm încă de la început că sunteți mandatat și de președintele Consiliului Județean pentru a discuta proiectele comune ale primăriei Călăraș și ale Consiliului Județean. Aș vrea să începem un pic cu PNRR-ul ăsta de care se tot vorbește, că vom depune proiecte și totul va fi minunat. Și în urmă cu câteva zile, președintele interimar al PNL, domnul Emil Dumitru, spunea că au fost câteva prefecturi în țară unde vor fi reabilitate pe acest PNRR. Adică se pot face lucrări prin acest proiect și nu ar fi nevoie, cum este la Consiliul Județean, să facă din bugetul propriu. Dumneavoastră, cum vedeți problema? În primul rând, cred că toți am văzut la nivel național că acest program național de redresare și reziliență propus Comisiei Europene încă nu a primit avizul și nici nu există decât ca țară Portugalia care a reușit să depună acest program. Dar aș vrea să dezvolt, să înțeleagă și instrumentul PNL din teritoriu la nivelul județului Călăraș, deputatul Emil Dumitru, cam care este gândirea Comisiei Europene vis-a-vis de această finanțare la nivel de țări membre ale Uniunii Europene. S-a gândit un proiect de solidaritate, pot să-i spun. Acest buget gândit la nivel al Uniunii Europene de 750 de miliarde de euro, format dintr-un împrumut contractat de Uniunea Europeană pentru țările membre ale Uniunii Europene, o parte din această sumă fiind de 390 de milioane, iar cealaltă parte provine din fonduri europene nerambursabile. Discuția intervine în momentul în care Guvernul României merge către Comisia Europeană să prezinte un plan național, plan național care trebuie adoptat, plan național care trebuie asumat, pentru că în momentul în care se încheie acest contract cu țara, normal Parlamentul ar trebui ca forul legislativ să contracteze acest proiect, banii ar trebui să vină către țară și trebuie să gândim că toate lucrurile trebuie să se întâmple până în 2026. La nivelul Uniunii Europene, noi ne-am prezentat cu nevoile țării și nu cu criteriile stabilite în mod concret de Comisia Europeană. Și aici este această problemă, că noi nu mergem către Uniunea Europeană să accesăm fonduri pentru nevoile noastre, ci pentru ceea ce s-a întâmplat în urma pandemiei și țările ar trebui să reformeze și să uniformizeze vis-a-vis de Uniunea Europeană. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, prefectura Călăraș nu poate fi reabilitată prin fonduri PNRR. Din punctul meu de vedere, nu poate fi la acest moment prin PNRR. Dar cu toate acestea, președintele Consiliului Județean caută soluții pentru atragerea de fonduri, chiar prin CNI sunt pe masă tot felul de opțiuni, pentru a găsi o soluție viabilă. Pot să vă spun doar atât, că m-am ocupat în perioada în care am fost în cadrul Consiliului Județean pentru finanțarea acestui obiectiv important la nivelul municipiului și județului Călăraș. Problema cea mai mare o avem la nivelul cărții funciare, pentru că pe cartea funciară apare palat administrativ. Uh-huh. Ea a fost dată în administrare de către Ministerul de Interne Consiliului Județean, dar pentru simplu motiv că în cadrul acestui obiectiv funcționează instituția prefectului, ea nu poate fi finanțată nici pe programul operațional regional Monumente Culturale, nici pe Compania Națională de Investiții. Afirmațiile astea euforice că poate fi finanțată prefectura și că CJ-ul nu a fost capabil să o facă sunt pur și simplu afirmații politice fără fundament, iar cine o face, în speță deputatul Emil Dumitru, o face în necunoștință de cauză.
Din punctul dumneavoastră de vedere, considerați că ar fi o soluție mutarea prefecturii din Palatul Administrativ pentru a putea accesa aceste fonduri? Se discută la acest moment și despre această soluție? A fost o discuție în sensul ăsta, dar nimeni nu garantează că în momentul în care muți prefectura, pentru că nu putem să modificăm cartea funciară. Noi am încercat și am speculat în cartea funciară, chiar apare la un moment dat pe pagina 2, Centru Sociocultural. Cu acest titlu am mers către Compania Națională de Investiții și am încercat să obținem această finanțare. Nu am reușit. Eu mă așteptam că Emil Dumitru, în urma vizitei la București cu actualul prefect, când au fost în urmă cu, cred că, 3 săptămâni, să discute cu președintele Partidului Național Liberal o variantă de finanțare printr-o hotărâre de guvern. Ceea ce s-a întâmplat în 2005, în 2007, în 2008. Nu mă așteptam să ne dea lecții vis-a-vis de cum să obținem bani europeni pentru acest obiectiv, pentru că nu se poate. Dacă dânsul e capabil să facă afirmații la nivelul Călărașului că putem accesa, eu cred că singura și cea mai rapidă variantă ar fi printr-o hotărâre de guvern, prin fondul de rezervă, așa cum s-a întâmplat când au finanțat primăriile PNL la sfârșitul anului trecut, cu o destinație specială către Consiliul Județean, iar banii vor merge și vor fi folosiți strict pentru reabilitarea acestui obiectiv. Pot să vă completez, pentru că în perioada în care am fost în cadrul Consiliului Județean, am asistat uneori și la ședințele biroului permanent județean al PNL. Aceste declarații politice la televizor, pe de o parte, în care toți ne dorim să facem, să refacem obiectivul important al Călărașului, iar în cadrul acestor BPJ-uri, toată lumea spunea, în frunte cu fostul senator Filipescu, că acești bani să nu plece către reabilitarea prefecturii, ci să plece către UAT-uri și către nevoile primarilor la momentul respectiv. Deci nimeni niciodată, cât timp președintele, actualul președinte al Consiliului Județean Vasile Iluț a fost în interiorul PNL, nu și-a dorit, bineînțeles, dânsul și-a dorit întotdeauna să reabiliteze, nu și-a dorit să reabiliteze acest obiectiv. Au fost doar declarații politice. În momentul de față, reabilitarea prefecturii este prinsă în bugetul pe anul în curs. Președintele își dorește cu tot din adinsul să reabiliteze, indiferent de fonduri. Ori fonduri din bugetul local, ori dacă se va putea pe CNI sau... Suntem în lista sinteză de la CNI în acest moment. Sunt discuții și au fost discuții și n-am întrerupt aceste discuții Compania Națională de Investiții, numai că din ce văd eu la nivel național e o problemă vis-a-vis de fondurile care sunt alocate pentru aceste programe naționale. Pentru că se tot laudă la televizor că vom avea o creștere pozitivă de 6%, dar această creștere la nivel național cum poate fi posibilă dacă noi nu avem programe naționale coerente? CNI-ul, în momentul de față, doar plimbă niște liste sinteze pe care le prezintă fastos că vor fi finanțate, dar nu știm când, și avem și noi obiective acolo, inclusiv la Primăria Călăraș. Programul Național de Dezvoltare Locală, acel PNDL 3, nu există, și dacă ar exista, cum spun că vor demara acest program, nu știu când va fi posibil, pentru că legea ne obliga ca în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului național să depunem aceste investiții. Bugetul a fost aprobat, 30 de zile au trecut, deci nu cred că există, cel puțin la nivelul anului 2021, posibilitatea ca orice UAT din țară să mai depună pe PNDL 3. Iar acest PNRR, ca să fie foarte clar, problema la nivelul Uniunii Europene este următoarea. Ce se întâmplă în următorii 2-3 ani? Nimeni nu știe cum va evolua această pandemie, pentru că există posibilitatea ca aceste programe naționale să nu fie competitive la nivel de țară și atunci țările să intre în incapacitate de plată. Întrebarea este cine rambursează acest credit către Uniunea Europeană, care de fapt este un intermediar cu finanțatorul. Îl rambursează România, îl rambursează Uniunea Europeană sau îl rambursează, așa cum s-a întâmplat și știți cu toții,
Italia, care au probleme financiare, da. Celelalte țări membre. Și atunci noi trebuie să mergem concret. Noi ne-am dus cu obiective care la nivel Uniunii Europene există. Autostrăzi, spitale, adică obiective care la noi nu există în momentul de față și astea sunt nevoile. Dar de la nevoi până la criterii e distanță foarte mare. Deci dumneavoastră spuneți că în perioada imediat următoare nu pot fi accesate aceste proiecte. Cam în ce an? Adică unde să ne ducem cu perioada? 2023-2024? O să vă spun doar atât că PNRR-ul din momentul în care, din ce am văzut acum ultimele știri la nivel național, avem un termen de depunere al PNRR-ului la Comisia Europeană 30 mai, din momentul în care toate țările membre ale Uniunii depun aceste proiecte, urmează 2 luni de evaluare, de analiză, cred că la nivelul 2022 este posibil să începem să demarăm diferite proceduri, iar execuția efectivă o să fie undeva în 2024. Să nu uităm că acest program operațional regional vine în complementar PNRR-ului și va fi accesibil în 2023, în luna iunie-iulie. Deci, noi, la momentul actual, pe politica actualului guvern, nu putem accesa fonduri europene și fonduri naționale. Nu există în momentul de față absolut nimic. Că mai vedem un fost actual pionier PNL, fost lider de partid socialist, așa cum îi spune domnul Emil Dumitru, cum le spune socialiștilor, că se laudă cu reabilitarea gării Ciulnița ca mare realizare la nivel de Vă județ. Referiți la domnul senator Pande? Cred că el a fost cel care a prezentat într-un mod fastuos o mare investiție la nivelul județului Călăraș și reabilitarea gării Ciulnița. Nu știu câți oameni în momentul de față merg cu trenul, dar știu că de la Călăraș până la Ciulnița ajung cel mult 2 vagoane. Cam asta este mentalitatea și cam asta este nivelul la care s-a ajuns să ne lăudăm, bănuiesc că mâine, poimine ne lăudăm inclusiv cu alee din parc care o facem sau că au venit investițiile mari la Călăraș. Am înțeles cum este situația proiectelor. Un pic mai devreme ați pomenit despre primăriile PNL care au primit finanțare de la guvern în iarna anului trecut. Da. De la acest subiect ajungem la aprobarea bugetului și la faptul că anumite primării nu au primit finanțare din acea cotă defalcată de 6% de la Consiliul Județean. Și de aici a fost o întreagă discuție. Corect. Că președintele Consiliului Județean nu a făcut dreptate. Pe de altă parte, primarii PSD vin și spun, domnule, în sfârșit s-a făcut dreptate pentru că noi în decembrie nu am primit bani, iar acum președintele Vasile Iliuță a vrut să echilibreze un pic situația. Corect. Tot într-o conferință de presă legat de acest subiect la PNL, știu că președintele a invitat la negocieri și la discuții, înainte de aprobarea bugetului, liderii partidelor politice din Consiliul Județean. La această invitație, președintele interimar al PNL-ului, domnul Emil Dumitru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că a fost sub demnitatea domniei sale să participe la această întâlnire. Știu că ați avut o relație bună, o relație de prietenie, de colaborare. Unde s-a În momentul în care rupt. Emil Dumitru a ajuns secretar de stat. Ăsta a fost momentul în care funcția l-a condus pe Emil Dumitru și nu Emil Dumitru funcția. Deci el n-a mai făcut diferența între funcție și persoană fizică. Am mers la fermă la Emil Dumitru. Există împreună, și filmări. Împreună cu președintele, chiar într-o emisiune cu Vlad Macovei la Agrointeligența, a fost o relație, pot să spun, normală, de oameni normali, dar în momentul în care Emil Dumitru a ajuns secretar de stat, chiar a fost un eveniment neplăcut în cadrul Consiliului Județean, când aflat în funcția de secretar de stat și președintele suspendat, dacă vă aduceți aminte, în 2020, în luna august, cu acel ordin al prefectului. Chiar înainte de alegeri. Chiar Emil Dumitru, împreună cu vicepreședintele Barbu, au sigilat biroul președintelui Consiliului Județean. Chiar l-am sunat și l-am întrebat dacă
mai nou, secretarii de stat au ca atribuții să sigileze birouri de președinți de Consiliu Județean la nivel național. Emil Dumitru nu face diferența între ceea ce vrea comunitatea, între ceea ce ar trebui să facă oamenii politici și, și care este motivul pentru care au fost aleși. El, din contră, merge către București și încearcă să blocheze tot ceea ce noi încercăm să realizăm la nivelul județului și municipiului, pot să vă spun, și aici discut chiar de portul de embarcațiuni, proiect prin Ministerul Turismului, chiar încearcă să mute această investiție, să o mute către Oltenița. Da, bănuiesc că a citit undeva. Da, dar proiectul este aprobat deja. Și contractul... Contractul este semnat, licitația... Nu face diferența între cele două proiecte, promenadă și port. Nu face diferența că alegerile au avut loc în 27 septembrie și noi suntem, au trecut alegerile, iar următoarele alegeri vor fi în 2024 și că rolul dumnealui e de a deschide ușile către finanțările de la București, către programele naționale. Deci dânsul continuă o campanie electorală zi de zi și încearcă să, cred că să țină Călărașul, așa cum l-a ținut și Filipescu, într-o zonă gri. Nici nu ne dezvoltăm, dar toată lumea așteaptă. Nu există posibilitatea ca senatorii, deputați, PSD, PNL, să facă front comun și să meargă cu anumite proiecte. Până la urmă, proiectele sunt pentru cetățenii județului Călăraș. De exemplu, reabilitarea prefecturii. Sunt atâtea proiecte de infrastructură, drumuri. Să meargă cu ele la București și să găsească soluții de finanțare. Dar să lucreze împreună. Să nu mai existe, cum a spus și dumneavoastră, alegerile s-au încheiat anul trecut până la următoarele alegeri. Există această posibilitate, dar gândiți-vă că domnia s-a mers la, am început și v-am spus mai devreme, a mers la actualul președinte al PNL împreună cu actualul prefect, nu pentru a obține bani printr-o hotărâre de guvern pentru prefectură, ci pentru a arăta cu degetul actualului prefect în cazul în care nu se poziționează corect, va fi demis. Ce înseamnă poziționare corect? Adică dânsul își dorește, am văzut, să devină nou președinte al Partidului Național Liberal. Din punctul meu de vedere, Partidul Național Liberal la acest moment nu are niciun lider. Din momentul în care actualul președinte al Consiliului Județean a plecat din Partidul Național Liberal, și aici aș vrea să vă detaliez, pentru că de ce nu a fost Vasile Iliuță, președintele Partidului Național Liberal în 2017, oamenii trebuie să știe lucrul ăsta. De ce nu a fost? Și de ce s-a ajuns să plece la PSD? Pot să vă spun că era într-o vineri, în luna aprilie, în jurul orei 14, chiar am discutat cu președintele Consiliului Județean și ne-am întâlnit în biroul dumnealui la ora 17, rețin și acum. Am avut o discuție vis-a-vis de candidatura dumnealui la președinția partidului, iar reacția a fost extrem de simplă. Fiind la momentul respectiv un guvern PSD, avem două variante. Dacă voi ajunge președintele partidului, nu cred că vom obține la nivelul Bucureștiului fondurile... Finanțare și susținere. Și finanțare și susținere, pentru că e aproape imposibil ca guvernul PSD să susțină o conducere liberală. Exact. Sau avem, și atunci stăm degeaba la birou și luăm banii și doar salariile și nu facem nimic, sau avem posibilitatea să susținem pe altcineva în cadrul partidului, iar noi să rămânem să facem administrație și să încercăm săptămânal, așa cum am făcut-o 4 ani de zile, să mergem la București și să încercăm să accesăm aceste fonduri. Atunci am înțeles, de fapt, că mai important e dezvoltarea județului și banii care ar trebui să vină către județul Călăraș și mai puțin politica. Și-a anunțat candidatura în moment în care fostul primar al Călărașului a avut așa un moment de rătăcire și necontrolat a încercat să-și impună punctul de vedere că este singurul, unicul candidat care ar trebui să preia partidul, fiind primarul municipiului la acea vreme în funcție.
La ce an ne referiți? 2017? 2017, dar de fapt fostul primar n-a știut niciun moment că nu ar fi fost viitorul președinte al partidului, pentru că în sală era pregătită anunțarea unui nou candidat de către fostul senator Filipescu și acel candidat urma să fie actualul prefect, cel care într-un final, după ce pierde alegerile din 2020, chiar totuși, îl felicit, primește un serviciu. Istoria ne-a arătat că domnul Drăgulin a fost președintele PNL-ului, iar domnul Vasile Iliuță a mers către PSD. Considerați că acest drum către Partidul Social Democrat a fost tocmai în interesul cetățeanului pentru a reuși să aducă fonduri în județ? Ăsta a fost principalul motiv? Și în momentul de față este la fel. Și ei nu înțeleg la actualul moment un singur lucru. Dar în momentul de față situația este un pic, îmi cer scuze că v-am întrerupt, este un pic diferită pentru că există o guvernare PNL în momentul de față, iar domnul președinte este la PSD. O să vă PSD. Spun că a doua zi după alegerile locale, primul, unul dintre oamenii care l-au felicitat pe președinte a fost actualul președinte al Partidului Național Liberal. Domnul Orban. Președintele a rămas într-o relație bună cu tot bordul PNL. Pentru că una e să faci politică, una e să ai prieteni și niciodată nu au mers pe mentalitatea actualei conducere a Partidului Național Liberal de la Călăraș. Și care nu înțelege, de fapt, că oamenii au ales oameni, n-au ales partide. Și nu încercă să depășească acest moment. Deci ei cred că dacă stau ascunși în spatele unor partide puternice cu un vot natural, pot câștiga funcții și pot avea salarii. Nu, ei trebuie să înțeleagă că dacă nu fac ceva pentru comunitate și comunitatea de-aia e ales, nu vor face nimic. Mai este PNL un partid puternic la nivelul județului Călăraș? PNL-ul cred că și eu îl susțin pe Emil Dumitru, va reuși să ducă partidul în 2024 cu această mentalitate cel mult 12%. La nivelul județului. La nivelul județului. PNL-ul la momentul ăsta nu există. Așa cum am spus, nu are un lider, nu va avea un lider. Sunt două instrumente folosite de două tabere. Un fost socialist susținut de Filipescu și un președinte interimar, Emil Dumitru, susținut de actualul președinte al Partidului Național Liberal la nivel național. Aceste două tabere vor reuși să ducă partidul către acest scor istoric. Deci așa îi vedeți în 2024 la alegeri undeva la 12%. Da, nou lider în momentul de față și dintre cele două persoane nu vor reuși să, cel puțin asta este părerea mea, pentru că îi cunosc pe amândoi, nu sunt în stare să fie lideri. În această situație, clar, conducerea Consiliului Județean PNL, conducerea principalilor primării din județ, Oltenița, Municipiul Călăraș, PSD. Da. Oltenița îl știu bine pe domnul Milescu. Pe domnul Milescu îl știu bine din adunarea generală acționară de la Ecoacqua, îl știu bine și pe Sava de la Urziceni, care este tot un acționar. Tot un acționar și tot un liberal. Pot să vă spun că nu sunt de acord cu actuala politică a partidului. Cu actuala politică a partidului. Ați adus un pic mai devreme în discuție portul de embarcațiuni. Știu că ați început demolarea construcțiilor de pe malul Borcei pentru a demara lucrările. În ce stadiu este acest proiect și când vor fi demarate lucrările, dacă nu este prematur să vorbim despre acest lucru? Toți la nivel declarativ, la nivelul Călărașului, ne dorim să, ca lucrurile să se miște și să se întâmple ceva. Rămân uimit, rămân șocat de următorul lucru. Faptul că pe malul apei există oameni care au o poziție socială, oameni intelectuali, oameni care declarativ spun că vrem, domnule, să facem ceva în Călăraș. Dar ei sunt primii care încalcă legea și în mod ilegal au ocupat acea zonă. Nu au un contract de concesiune? Au avut o formă de ocupare temporară, uh-huh, care se renoia anual.
au construit, așa cum ați văzut și dumneavoastră, ilegal din punctul meu de vedere, construcțiile sunt insalubre. Pot să le spun niște cotețe, doar pentru propriul interes și pentru a-și satisface propriile nevoi. Dar dacă ne dorim ca lucrurile să se miște, noi ne-am făcut datoria și am obținut aceste două proiecte și am reușit să obținem aceste finanțări. Dânșii ar trebui să plece. N-au înțeles că trebuie să plece de acolo. I-am notificat, au avut termen de eliberare 31 martie, nu s-a întâmplat. Colegii de mei din cadrul primăriei au mers și au, în urmă cu două săptămâni, și au încercat să le explice. Cred că singura variantă ca lucrurile să se miște acolo va fi, dacă își doresc, prin forță. Și atunci intrare cu buldozer. Și atunci o să am demarat procedura și vom achiziționa serviciu pentru demola această zonă. Și, bineînțeles, vom fi însoțiți, vom cere ajutorul jandarmeriei, poliției și atunci lucrurile se vor mișca. Dar dacă vom continua doar declarativ să ne dorim și, de fapt, noi blocăm, tot dumneavoastră, dacă mi-amintesc bine, într-o emisiune, ați declarat că dacă vor refuza să părăsească locul, îi veți evacua, iar plata demolării le va fi imputată. Da, așa este, așa se va întâmpla. Și nu știu dacă își vor permite să plătească acele costuri, pentru că vor fi costuri mai mari decât, cu mult mai mari decât dacă și-ar evacua. Dacă și-ar demola de bunăvoie. Exact. Ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii, însă mai am o întrebare. Știu că atât dumneavoastră cât și președintele Consiliului Județean ați fost atacați, aveți fel de fel de plângeri la DNA, la ANI și Dumnezeu mai știe pe unde. Multe, cum comentați? Extrem de multe. Asta vreau să vă întreb. Da. Cum comentați și dați-ne câteva detalii, ce se întâmplă? Eu am un dosar la ANI din 2019, dosar care încă nu s-a finalizat și care văd că acum, în ultimul timp, într-un mod accelerat, oamenii respectivi de la Integritate au cerut documente suplimentare atât către primărie, către Consiliul Județean, atât mie punct de vedere personal. Da, într-adevăr, această luptă politică și orice zonă pe care am, să spun eu, am atacat-o, că a fost Ecoacua, că a fost fotbalul, că au fost zonele de interes ale vechii administrații, au generat... S-au finalizat cu plângeri. S-au finalizat cu plângeri. Da, dosarele de la DNA Constanța, și aici aș vrea să punctez, pentru că tot se vehiculează în spațiu public că actualul președinte mai are dosare la DNA Constanța, domnul Barbu, actualul prefect, dacă mi-aduc bine aminte, într-o conferință de presă înainte de alegeri, chiar vorbea că DNA Constanța nu accelerează acel dosar al președintelui. Am rămas uimit pentru că dânsul n-avea de unde să cunoască lucrurile astea. La care dosar făcea dumnealui referire? Nici eu nu știu. Dar făcea referire într-o conferință de presă că DNA Constanța, în loc să accelereze, blochează lucruri. Da, am primit, eu am cel puțin în momentul de față, două clasări de la DNA Constanța, președintele a fost trimis în cameră preliminară, lucrurile nu sunt așa cum sunt prezentate, dar urmează un curs normal, avocații împreună cu dumnealui își vor pregăti apărarea, merg destul de frecvent la DNA București, merg relaxat, nu am nicio problemă, oricând voi fi chemat, mă voi duce, deja m-am obișnuit. Cunoașteți drumul. Cum vin la dumneavoastră în emisiune, așa mă duc și la DNA. Deci chiar n-am nicio problemă. Și pot să vă spun că am intrat în 2020 cu 13 dosare penale și am ieșit am intrat în 2021 cu 6. Nu știu câte vor mai fi. Anul acesta nu v-ați procopsit cu niciunul? Ca să folosim ghilimelele. Încă nu ați fost anunțat. Nu mi-am făcut niciun target, dar nu știu dacă și-au făcut ei target. Câte vor fi, vor fi. Problema e simplă. Din punctul dumneavoastră de vedere, totul este legal. Exact. Și nu vor fi probleme. Ne simțim într-un fel hărțuiți la modul că timpul, într-o săptămână, dacă mergi de două ori, deja două zile le ai ocupate. Dar faptul că mergi acolo și le spui oamenilor, și oamenii înțeleg că nu...
intri inculpat în sediul DNA, lucrurile merg și să, adică se vor finaliza. Vreți să le transmiteți ceva celor care vă tot șicanează cu astfel de plângeri? Că pot merge de oricâte ori e nevoie să dau declarații, n-am nicio problemă, deci nu mă simt sub nicio formă, să spun, timorat sau agitat că merg acolo. Nu, chiar merg, acum în momentul de față, după atâtea vizite, vă spun că merg relaxat, foarte relaxat. Am înțeles. Domnule Grama, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc.